Aș vrea să fac un mic comentariu apropo de webinariile unde vin părinții să mă asculte. Nu odată mi-au spus mămicile cu bebeluși: cât ai vorbit tu, ăsta mic a adormit, ai o voce de spus povești. Nu s-ar zice, având în vedere că înainte să faci parte din echipa All About Parenting, ai fost nici mai mult, nici mai puțin decât avocat. Da, de-aia m-am lăsat. Pentru că am fost crescută cu povești. Apropo de copilăria mea, tata e ieșit la pensie. A lucrat aproape 40 de ani ca profesor de limba română și limba engleză. Și una dintre amintirile pe care le am din copilăria timpurie era o seară în care n-aveam curent. Pentru că n-aveam curent, că înainte de 89 se întâmplă asta. Asta e traducerea pentru cei mult mai tineri decât Da, noi. m-am Da, gândit că e ciufia aia, nevoie de o da. explicație. De Da. unde? Cum n-ai curent? Și la lumina lumânărilor îmi spunea povești.